Părculețul din centru s-a transformat într-un tărâm de basm. În acest sfârșit de săptămână va avea loc deschiderea târgului de Crăciun. Autoritățile au pus la cale un eveniment unic pentru municipiu, totul pentru ca severinenii și nu numai să fie mândri de orașul natal. Târgul de Crăciun de la Palat va aduce atmosferă de sărbătoare în sufletele tuturor. Copilăria, frumosul, amintirile, zâmbetele, colindele, mirosul de brad și un palat din povești, toate vor crea emoție în sufletele severinenilor. De asemenea, ansamblul Bordeiașu, trupa Pam Pam, Big Ben Timișoara sunt doar câteva dintre surprizele pregătite pentru cei care vor fi prezenți. Organizatorii au pregătit însă numeroase surprize și pentru cei mici dintre severineni, astfel că în perioada 9-31 decembrie, aceștia îl vor putea vizita pe Moș Crăciun. Îi așteptăm pe micii vizitatori, dar și pe părinții și bunicii acestora. Aici, la Târgul de Crăciun, avem pregătite o mulțime de surprize, de atracții care celebrează Crăciunul autentic. Vom avea spectacole artistice susținute de ansambluri folclorice din județul nostru. Avem în spatele nostru, se vede căsuța lui Moș Crăciun. Copiii îl vor întâlni aici pe Moș Crăciun. Îi vor putea spune dorințele pe care le au, vor putea sta de vorbă cu el. Moș Crăciun le va spune povești. Tot aici, în sala Ștefan Popa Popas din Palatul Culturii Todor Costescu, copiii vor întâlni îndrăgite personaje din basme. Așadar, se anunță un altfel de eveniment în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Severinenii cu mic cu mare sunt așteptați pe data de 9 decembrie la orele 17 la bradul de la Fântâna Cinetică pentru a aprinde luminile de sărbătoare și pentru a petrece împreună, într-un cadru de vis, cea mai frumoasă perioadă din an.